mai tu timp. N-ai văzut așa că... Capul de micu mic. Asta înseamnă piști sălbatic. Bă, piciură. Bună dimineața, dragi pescari! Iată că în sfârșit s-a deschis și pescuitul. Sunt vreo 4 zile de când s-a dat drumul la pescuit. Astăzi mă aflu tot pe Bătrânul Prut. De-abia așteptam să revin pe această locație, deoarece suntem în luna iunie, este cald afară și sunt sigur că peștii sunt mult mai activi. De aceea am venit tot pe Prut. Vreau să fac tot un pescuit la Coșuleț, să vedem ce prin plătică, ciortan, caras, nu știu, vedem pe parcursul partidei, dar în special în această zonă predomină plătica. De aceea am cu mine tot nada care va fi pe piață în curând, nada de plătică, așa am scris eu pe cutie, o nadă destinată pescuitorilor la Coșuleț. De această dată o voi combina cu Fiat X-Grill. Voi adăuga o pungă de Fiat X-Grill. Da. De data asta vreau să vă arăt și cum îmi notez nada. Și la un kilogram, la o pungă de Fiat X-Grill, voi adăuga tot aproximativ un kilogram de nadă destinată pescuitorilor la Coșuleț. De ce fac această treabă? Fac această combinație deoarece suntem în luna iunie, este cald afară și cred eu că peștii vor fi mult mai activi în această perioadă. De aceea e bine să adăugăm și ceva fishmeal. Poate reușim să adunăm și ceva pești în detalii acolo pe vad. Deci, zic eu, krillul va avea un rol foarte important pentru a atrage peștii în zona nădită și nada asta care va apărea în curând, având o granulație medie, zic eu că va ține pești acolo pe vad. Sper să se vadă. Da? Bun, haideți să dăm drumul la treabă. Deci am pus o pungă de krill, spunem aproximativ un kilogram de nadă. Hai să mai punem puțin, cam atât. Da, le amestecam în două. Cred că am pus mai mult nada asta de plătică. V-am zis, nu e de plătică în special, e o nadă destinată peștilor pasnici, dar foarte, foarte bună pentru pescuitul cu coșuleț. Dar eu îi zic nadă de plătică, că încă nu are un nume și de asta e mai ușor de reținut. Bun, am amestecat cele două de parte uscată. Astăzi voi încerca un pescuit mai agresiv. Vreau să fac un pad de nadă mai consistent și voi pescuit și cu coșuleț puțin mai mărișor. Nu suntem în primăvară când e frig afară și peștii sunt foarte reticenți, de aceea vreau să încerc alt stil de pescuit. Vedem cum va fi. Bun, haideți să adăugăm apă. Așa, am la mine și o filetantă. Trebuie adăugat apă câte puțin. Cred că prima umectare este de ajuns. Da, e ok. După cum puteți vedea, așa arată la prima umectare. Deja ea începe să coleze. O să o lăsăm vreo 10 minute. Mai adăugăm apă. Și dacă este necesar, vom mai face și a treia umectare. Nu vă mai rețin mult. Mă apuc de sondat.
Azi am la mine o lansetă mai heavy, am un super feeder 3,60 m care o folosesc pentru sondat, pentru nădit. Voi folosi acest coșuleț la Preston de 7x5, coșuleț foarte, foarte bun atunci când vrem să facem o nădire grea. Putem duce cu el foarte multă nadă, particule. Da? Deci v-am zis, azi voi practica un pescuit puțin mai agresiv. Ca lanseta cu care voi pescui, astăzi nu voi mai pescui cu Supera SL. Astăzi sunt cu Supera de 50 grame putere, 3,80 m, o lansetă puțin mai tărișoară. Voi începe cu un coșuleț distance de 25 de grame. Aici la bază am un, stai să vedem dacă se vede, un power gum. Am pus un power gum. Am pus power gum deoarece lanseta fiind puțin mai tărișoară, vreau să mă ajute la atenuarea șocurilor. Dar vedem în timpul partidei ce pești intră, talia lor, și mai putem modifica, mai putem schimba din echipament sau din strategie. Bun. Mă apuc de sondat. Apoi mai face o mectare și dăm drumul la pescuit. Da, am terminat cu mectarea nadei. I-am făcut două mectări. După cum puteți vedea, nada este gata de pescuit. Am sondat în față, am găsit un mic prag undeva în jur de 24 de metri. Adâncime în jur de 4 metri. Voi începe acolo pescuitul. În caz că nu voi avea trăsături acolo, voi încerca să mă mut mai înspre mal, unde apa urcă și pragul urcă și adâncimea este puțin mai mică. Dacă nu, mă duc în fața patului de nad, unde se adâncește până la 5 metri. Hai să facem și nădirea grea. Așa arată un coș plin. Voi duce doar nadă simplă, fără particule. Am la mine porumb, râme, vermișori. Dar deocamdată nădirea grea o fac doar din nadă. Și în funcție cum răspund peștii pe parcursul partidei, putem schimba. Vedem talia lor, vedem ce specie intră mai frecvent și atunci putem introduce vermișori, râme. Vedem ce ne rezervă partida și în funcție de situație ne adaptăm. Hai să vă arăt cum lucrează și nada. După cum puteți vedea, o nadă foarte explozivă. Sunt și ceva particule care se ridică în coloană. Asta e un lucru foarte bun. Vom apela și peștii care stau între ape. Bun, dăm drumul la pescuit. Am uitat să vă zic că astăzi l-am lângă mine și pe Florin. El va încerca un pescuit mai light, așa să zicem. Pescuiește cu Supera SL-ul. Pentru că e un pescar mai light. Da, el, v-am zis, eu încerc un pescuit mai agresiv. A pus și un băs la crab. Arunc acolo undeva sub mal, poate reușește să prind un crab ceva. Vedem. Vă arăt și prutul, o zonă foarte faină. Curios că nu sunt pescari astăzi, sunt ceva pescari acolo în dreapta.
am început partida. Am așteptat cam 40 minute până la prima trăsătură, n-am apucat să filmez, am prins o plăticu frumoasă în jur de 6-700 de grame, un morunaș. Acum să vedem ce mai intră pe vadă. Iată că am venit încă o trăsătură. Ceva mai micuț. Un caras. E bun, avem 3 specii de pești. O plăticuță, un morunaș și un caras. Foarte mari, dar e bun. Iată încă o trăsătură pe râmă. Asta e puțin mai, nu știu. Nu mai răsări. O dat puțin din cap când am întâmplat-o. Încă o plăticuță. Am uitat să vă zic, pescuiesc cu preferatele mele cârligii de la Preston N40. Forfac în jur de 60 cm, se lega cu 0,12. Punem două râme agățate de cap. Sper să se vadă. Încă n-am început să introduc momeală vie acolo pe vad. Trăsăturile încă nu vin foarte, foarte repede. Vin în jur de 5-6 minute. De aceea încă nu am dus momeală vie. Când o să văd să adună mulți pești pe vad, atunci am să forțez puțin să văd ce se întâmplă, dacă duc vien sau râme. Ceva mai frumusică, să vedem. Sau e tot mic. Părea mai îmbrăcat alea. Nu vă spun că am făcut o schimbare din... O adaptare, așa am mers. Am pus pe bățul din nădiri. Mi-a dat Florin un momitor. Avea niște wild la el. Am aruncat aici în mal. Se pare că a intrat un crab. Ia să vedem. S-am grijă că-s cu textil. O, ce crab frumos. N-ai văzut așa ceva. Capul de miciuc mic. Asta înseamnă piști sălbatic. Bă, piciorul de crab. O, ce șui mișto. Stai mă cu minte, mă, să vă arăt la...
camere. Ia, sper să se vadă. Uite, crap frumos. Da, după cum ați văzut, am luat crapul ăla frumos. Ați văzut, mi-a sărit din mincioc de două ori. Capul de mincioc e foarte mic, e pentru pește mic, n-am venit pregătit pentru așa ceva. V-a zis, mi-a dat Florin un momitor, am pus niște wild, avea el ceva cârligi legate, o păpănică galbenă. O pun aici deasupra așa și mai aruncăm aici. S-o păr un pic mai mărișoară. Hai bun! Iată, nu cred că pare că au intrat plăticile pe vat. A durat ceva până s-au adunat acolo. Dar am înnădit constant. Nu sunt mari. Aia care am prins-o prima, dar n-au apucat să o filmez, aia e cea mai frumoasă, am să vă arăt la sfârșit. E important, au început trăsăturile. Pot să vă spun ce crap mi-a intrat iarăși. Se pare că am venit la plătică și prin crap astăzi. Îmi moare bățul. Trebuie să am grijă că sunt pe textil. V-am zis, am aruncat aici lângă mare. Florin avea la el puțin carp oil de la Feederix. El dimineața a zis, bă, eu arunc un băț aici la crap. El a luat dimineața acolo în ciortan, a zis că aia e o întâmplare. Când plătica nu, când nu a fost activitate la plătica, am zis, hai să arunc și eu un bățăi, cine știe. Și uite că se pare că carpul e irezistibil la crap. Acum am schimbat și capul de micior. Când aveam ăla mic, acum am pus unul mai mare, în loc aveam la mic. Ia să vedem, chiar ești curios. Asta pare mai mare. Îl iei tu, Florian? Da. Așa ceva, când vii pregătit nu prins, sunt sigur. Acum a venit așa nepregătit. Crap sălbatic, e frus. Da, să-l arătăm la... Așa, stai că-i scos capul, da? Uite așa. Să-l mai arăt așa. Fără la cameră ca să nu credeți că e ceva regizat.
Uite, se vede. Carp wild încă-i pe momitor. L-am făcut foarte colan ca mămăliga. Uite, agățat în buza de jos. Hai, mă. Da, o frumusețe de crap. Să știu, la vreo 3 kg. Hai, pe băgăm la juvele. Mai aruncăm, poate mai turnăm unul. Mersi, Florin. Cu plăcere, cu plăcere. Bă, băiatul! Am văzut că ai prins tu strategii! Mai dau la plătic? Ratare pe râmă! Iată încă o plătică. Ceva mic. Încă o plăticuță. Ah, s-a dus. Acum a intrat pe vermișoare. Pe râmă n-am mai vrut de o bucată, m-a schimbat pe vierme. Nici mare, nici foarte mică. Hai, mă! E, asta pare puțin mai faină. Dar asta e mai frumusic. Bate mai... O, e mare, dar... Față de alea care au intrat, e mai frumusic. De plăticuța. Mai a mai venit un crab. Da? Da. E băiat. A mai intrat un crab. Vorba aia, unde dai și unde crapă. Am venit astăzi după plătici, se pare că mănâncă crapă. Plăticile nu prea vor. Cred că datorită vremii. Mi-aduci tu mie ciocolată? Da. Sunt sigur că dacă vin pregătit pentru crap, nu se mănânce așa. Îl iau eu sau lui? Iau tu. Mersi, Florin. Da, nu mă cură. Oh. Ați venit ciocanul? Deci am luat un kilogram, nu?
se pare că vremea nu ține cu noi. Ba e frig, ba e cald, ba bate vântul, ba plouă, ba nu plouă, dezastru. De asta nu uitați ce vrem, ci nori negri. De asta nu mănâncă nici plăticile. Asta e treaba, așteptăm să treacă ploaia, vedem dacă mai stăm, dacă nu plecăm acasă. Faină vreme, nu? Spuneam la băieți, faină vreme. E belean, când îi frig, când îi cald, când plouă, când nu plouă, ba, bate vântul, ba, nu bate. De asta nici plătica nu prea mănânc. Da, cred că vom încheia partida, că după ce a venit vremea aia urâtă, cu ploaie, s-au oprit și trăsăturile, ne-au dat, n-am mai tras nimic. În schimb, am mai luat Florin un crap frumos, am 3 crap, el are 2, dar ne ajunge, strângem și cred că vom pleca acasă, că iară este întunecat în spate, iar vine o ploaie puternică și așa suntem uz, sculele toate ude, n-are rost să mai stăm. O să vă arăt și pești și ne auzim. Da, am încheiat partida. După cum ați văzut, am avut o vreme foarte, foarte frumoasă. Și ploaie, și vânt. Numai viscol n-a fost. A fost dezastru. Dimineață, la prima oră, nu prea am mâncat plătica. După aia s-a pornit puțin, dar s-a schimbat și vremea. Și din fericire, sau din păcate, nu știu cum să-i spun, dacă când plătica nu a vrut să răspundă, a zis hai să încercăm la crab. Am ciupit câțiva crabi, hai să vi arătăm. Cu toate că am venit nepregătit pentru crab, tot am prins câțiva. Eu am luat 3, Florina la 2 și câțiva plătici. Am o plătică mai frumoasă. Hai, puteți vedea? Oh. Stai mă, băiatule, mă! Crapii destul de frumoși. Plăticile le voi elibera toate. Voi opri doar ciortanii. Chiar n-am mâncat un pește de mulți, mi-era poftă. Să fac un grătar. Facem niște fotografii și apoi eliberăm plăticile. Și nu uitați, data viitoare voi veni mai pregătit și voi încerca și o strategie pentru crab. Poate voi prinde mai mulți.